Bună, bună, Masiel. Ups, atenție, atenție cu fluierul. Penalti. Este penalti, a așteptat acolo, cred că a așteptat, l-am văzut, l-am urmărit pe arbitrul Chivulete, așteptând, cred, ceva de la asistent. Că doar nu din cabina VAR. Este penalti pentru Oțelul. Aici mingea n-a ieșit. Nu e nimeni, nu știu pe unde e padul, trebuie să vin aici la Croa. E mingea Craiovei, degeaba, că a dat în minge. Aici a pierdut padul, s-a scos din joc, el a dispărut din echipă în momentul ăsta. Nu, n-a ieșit în întregime. Bună reluarea asta. Se îngroașe gluma? Să vedem. Cisotti. Cine poate să fie altcineva decât Cisotti, care mai și ratează penaltiuri. Are 8 goluri marcate în acest campionat. N-a dat niciodată 2 goluri într-un meci. Minutul 30, cu penalti la poarta apărată de Popa, marcatorul golului din minutul 16. A, se mai verifică faza, cred. Cred că se mai verifică, cred. Cred că acesta e motivul. Împotriva Craiovei, 1948, s-au dictat cele mai multe penaltiuri în acest campionat. Da, cred că s-a mai verificat ceva și acum s-a luat decizia. Cisotti ratează penaltiul. A bătut prost. A bătut prost. A bătut prost penaltiul fix acolo unde s-a dus Popa, nici foarte tare, nici sub nicio formă plasat. E, asta s-ar putea să fie o doză de energie pentru Craiova. Sigur este. A bătut prost de tot. La un metru, nici nu se uită. Nici nu se uită.